Întrebare directă, răspuns direct. Grupul Partidului Popular European va forma majoritate cu forțele pro-europene de centru-centru-stânga și niciodată cu partide anti-europene, deși sunt lucruri pe care ne-ați văzut, le discutăm unde avem nuanțe diferite între Ramona, Drago și cu mine. Voi prefera întotdeauna să stau la masă cu doi colegi pro-europeni ca Ramona și Dragoș Benea decât cu extremiști care vor să distrugă Uniunea Europeană. Predicțiile mele sunt următoarele. 1. Partidul Popular European va câștiga alegerile europarlamentare din 9 iunie, va continua să conducă Uniunea Europeană. 2. Partidele pro-europene, cele trei grupuri pe care noi le reprezentăm, care au acum majoritate în Parlamentul European, vor continua să aibă majoritate în Parlamentul European, în ciuda faptului că, din păcate, grupul Renew va fi semnificativ slăbit și acest lucru ne pare rău. 3. Cred că deși vom avea adică vom avea o majoritate matematică, 3. Vom folosi această majoritate și vom lucra, repet, împreună, vom forma o coaliție. Și 4. Partidele antieuropene, grupurile extremiste vor continua să fie în minoritate, izolate, nu vor influența semnificativ mersul Uniunii Europene și vor fi dezbinate. Am auzit politicieni anti-europeni din Italia spunând foarte multe lucruri urâte despre românii din Italia. Am văzut politicieni anti-europeni din Franța spunând lucruri urâte despre muncitori polonezi din Franța. Acești anti-europeni care fiecare merg la Bruxelles spunând vreau să dau cu pumnul în masă, să spun tuturor celorlalți cât sunt de răi, vor obține maxim 10-12 voturi din țara lor și vor avea instantaneu peste 650 de voturi împotriva lor. Nu poți obține lucruri pentru țara ta și nu poți influența mersul Uniunii Europene decât dacă vrei să faci bine pentru țara ta, dar vii cu soluții acceptabile pentru toți ceilalți. Dacă nu, nu poți avea majoritate, deci sunt convins că voi fi divizați, ei nu se înțeleg între ei. Meloni vrea să fie cât mai apropiată de centru, Le Pen vrea să fie ca Meloni, câștigătoare de alegeri, dar Meloni nu vrea să fie ca Le Pen. Partidul de extremă dreaptă din Germania vrea să fie ca Le Pen, dar Le Pen, repet, vrea să fie ca Meloni, nu ca partidul și mai radical extremist anti-european din Germania. Deci ei înșiși nu se înțeleg, iar elementele anti-europene, pro-ruse de acolo îi vor face toxici de neatinși. Deci orice grup în care intră Victor Orban sau în care intră partidul lui Zemmour pro-rus din Franța este un grup care nu cred că va putea fi partener pentru niciunul dintre grupurile noastre, cele trei pro-europene. Și ultim lucru, am văzut la ultimele rânduri de alegeri, adevărul este că extremiștii, anti-europenii, populiștii au fost opriți duminică la alegerile prezidențiale din Finlanda, în urmă cu 3 luni la alegerile parlamentare din Polonia, de partide pro-europene de centru-dreapta. Donald Tusk a învins partidul anti-european din Polonia, iar în Finlanda era prognozată intrarea în turul 2 al unui candidat anti-european, înainte ca partidul nostru pro-european de centru-dreapta, membru al PPS, să vină cu un candidat elocvent, convingător, care să intre în turul 2 și să și câștige alegerile.